Primul care a deschis discuțiile la acest proiect a fost consilierul județean Adrian Pădulescu, care a dorit să știe cât încasează lunar Consiliul Județean din aceste taxe. Președintele instituției Danuț Cristescu a precizat că abia de acum încolo se vor colecta aceste biruri. Să întreb dacă ne poate spune cineva de aici, din domnul director de la financiar, cam cât încasăm într-un an din taxele astea. O sumă total așa, cu nerotunjită la undeva și a fost. Noi impunem acum această taxă pentru că până în momentul de față nu am eliberat licențele de traseu pentru transportul rutier județean prin curse regulate. Acest lucru îl făcea Autoritatea Rutieră Română. Prin modificarea legislației, ca atare, Consiliul Județean Telorman va elibera licența de traseu pentru transportul rutier județean de persoane prin servicii regulate. În aceste condiții, acum începem să eliberăm astfel de licențe și nu putem să avem... Deci nu avem o estimare. Nu putem să avem o estimare decât dacă vom verifica în baza de date a Autorității Rutiere Române și putem solicita acest lucru, câte licențe de traseu pentru transportul rutier de persoane regulat județean avem în acest moment. Un alt consilier care a intervenit a fost Alexandru Iliescu, care a dorit să știe cât încasa lunar ARR-ul din aceste taxe. Parințole a vrut să știe dacă aceste biruri sunt actualizate. Pe rând, au primit răspuns de la președintele Consiliului Județean. Cred că ar fi interesant să știu cât le lua ARR-ul. Același tarif, am spus. Același tarif, da? Se face trimitere la un ordin din 2005 vis-a-vis de calculele care le-a făcut ARR-ul pe aceste tarife. Sunt rămase sumele de atunci sau nu elementele de calcul ca să stabilească tarifele și ele sunt actualizate? Este preluat de la Autoritatea Rutieră Română, bineînțeles că venit și au făcut niște calcule la vremea respectivă, așa am preluat și noi tarifele astea. Ordinul respectiv este actualizat. Ulterior, Autoritatea Rutieră a actualizat tarifele pentru licențele de traseu. Știu foarte bine că am lucrat o perioadă îndelungată la Autoritatea Rutieră. Acest proiect a trecut fiind votat de majoritatea celor prezenți în sală, doar doi consilieri s-au abținut.